am descoperit și eu violența verbală, că la fel ca toată lumea o toleram, zicând că dacă îți pui un pic la el, nu-i nimic, merge. Dar cursurile pe care le-am urmat m-au ajutat să-mi dau seama ce mare greșeală făceam când ziceam lasă că trece sau lasă că nu-i nimic. Și mă bucur că am avut parte de aceste cursuri, ajutându-mă spre cariera mea în viitor. Prima lor reacție este de reticență și de timorare. Au tendința să zică, nu mă înveți tu pe mine cum să-mi educ copilul. Dar venind cu argumente pro, ajungi să-l conștientizezi că este greșit comportamentul pe care îl abordează asupra copilului și dându-i exemple de discipline pozitive pe care le poate aplica. Atunci părinții conștientizează că nu fac bine atunci când își educă copilul prin violență, prin țipete sau prin îmbrânceli sau zguduiri. Vă pot spune că sunt un caz fericit, deoarece comunitatea locală mă sprijină foarte mult. Ne implicăm toți, împreună cu asistenta comunitară, cu domnul șef de post, cu domnul secretar, cu domnul director și cu doamna psiholog cu care eu colaborez și la activitățile din Micogrant. Colaborăm foarte bine și ne înțelegem și descoperim cazurile de violență și reușim în mare parte să le rezolvăm. Nu pe toate, dar sperăm să le reușim să le rezolvăm pe toate. Primul sfat ar fi țipătul nu rezolvă nimic. Sau palma pe care o tragi nu rezolvă nimic decât pe moment sperii copilul. Dar un comportament care să dea rezultate pe viitor ar fi să-i vorbești copilului că dragoste, să-i arăți că este important, să-i arăți că de tine depinde educația lui în viață. Dacă îi oferi un mediu de viață plăcut, un climat familial armonios, și acesta va crește armonios.